Vom avea niște poduri noi. Ministerul Transporturilor anunță construirea unor poduri noi între România și Republica Moldova. Este vorba despre unul la Ungheni și Albița. Mai mult podurile de la Oancea și Isculeni vor avea parte de reparații însemnate. Un nou pod va fi construit la frontiera Leușeni-Albița, pe cea mai tranzitată rută la frontiera dintre România și Republica Moldova, a anunțat secretarul de stat Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. Acesta a avut două zile de discuții la Chișinău cu ministrul infrastructurii din Republica Moldova, Andrei Spânu. În cadrul discuțiilor de la Chișinău au fost decise măsurile pentru îmbunătățirea transportului rutier de persoane și marfă între Republica Moldova și România. Una din cele mai mari probleme accentuată de războiul din Ucraina este infrastructura rutieră și feroviară, care nu face față Volumului mult mai mare din ultimele luni. Deși reparațiile la podul de la Galați, Giurgiulești, care au fost deja finalizate în urmă cu câteva zile, guvernul României a aprobat consolidarea lui fiind în prezent într-o stare avansată de degradare. Ministerul Transporturilor a anunțat că au fost făcute și expertizele pentru alte trei poduri rutiere. Pentru podul de la Albița, experții au indicat necesitatea realizării unui pod nou, însă în cele mai multe cazuri costurile reparațiilor este prea mare pentru a repara un pod vechi comparativ cu ridicarea unui pod nou. Printre principalele teme de discuții care au avut loc la Chișinău a stabilit atât noul pod de la Ungheni cât și situația celor trei poduri rutiere destul de vechi. Cahul Oancea, Sculeni Sculeni, dar și construcția noului pod la frontiera Leușeni-Albița. Piața...